Ești prezent pentru a treia oară la Lugoj. Mircea Bodolan este absolvent al Institutului de Teatru în anul 1979. Este actor și cântăreț. Sigur că nu este deloc deranjat de faptul că sala nu este plină și cei care n-au confirmat, cei care au confirmat că vor veni, n-au venit. El se bucură și pentru spectatorii care n-au venit și îmi spunea că pentru un artist, pentru... Nu contează câți sunt în sală, ci contează că cei care sunt prezenți cu sufletul susțin demersul său muzical. Acum, noi am trecut peste momentele astea, că n-au venit cei care ne-au promis și mergem mai departe. Sigur, seriile muzicale, culturale aici vor continua și la Casa Predicenilor. Dintre cei care mă ajută foarte mult dintr-un începuturi, din 2011, când am început la Taifas, se află domnul Stepan Rambacher, pentru că domnul Stepan Rambacher, de la prima ediție la Taifas Folk și până în prezent, mă susține și sufletește, și material, și întotdeauna când am fost în impas, m-a ajutat ca să ies. Așa că îi mulțumesc și îl aplaud din tot sufletul. Și prezentul Rambacher este directorul firmei Versalit. A venit din Germania, românul, toți spun, da, să nu mai zic nimic. Încă o dată, mulțumim. Și pentru că am onoare să fiu invitatul lui Mircea Bodolan să deschid acest concert. Eu am vrut să nu cânt, Mircea m-a rugat foarte mult. S-a legat și o prietenie frumoasă între noi și ne mai întâlnim și prin alte concerte pe unde mai ajung și eu. El prezent mereu la marile festivaluri. Așa că voi încerca și eu vreo două piese să vă cânt. Nu le-am cântat. Cred că nu le-ați auzit. E vorba, prima piesă se numește Scrisoare de bun rămas. Ați auzit-o? Eu. Da. Aș dori să nu înregistrați. De ce? Pentru că a scris-o după ce am compus cântecul, am descoperit pe internet că am scris un mare folchist și sigur este foarte bună piesa scrisă de domnia sa, unui mare folchist al României. Dar m-am atașat mult de acest cântec, așa că încerc și eu să vă prezint varianta mea, fără să o difuzăm ca să nu... Nu știu de ce, pare că e mai bine din punctul ăsta de vedere, da. Felul în care procedez, da? O să văd, pentru început, scrisoare de bun rămas. Nu aș fi deloc.